Micaela, voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi cu sursa primordială a creației, a tot ceea ce este. 1, 2, 3. Ela? Da. Ce percepi? Văd ca de obicei tot timpul când intră lumină pură, simt vibrații foarte înalte, stare de liniște, de pace. Stare. Microfonul pe unde e? Aici. Așa. Asigură-te că este sursa primordială a tot ceea ce este. Atinge. Da. Și cere permisiunea să vorbim cu ea. Da. Da, avem permisiunea ei. Ok. Aș vrea să canalizez sursa și să discut direct cu sursa, bineînțeles, cu ajutorul tău. Să-ți număr de la 1 la 3, iar tu conectezi telepatic cu sursa primordială a creației, a tot ceea ce este. 1, 2, 3. Sursa primordială a creației. Da. Ești mama și tata al nostru, al meu, al elei, a toți cei care suntem în creația ta, bucăți din tine. Nu sunt mama și tata voastră, sunteți eu. Ok. Deci, noi suntem emanații ale tale, bucăți din tine. Sunteți eu. Da, tu. Sunteți bucăți de mine. Da, ok. Aș vrea să te întreb, adică să-ți cer permisiunea, să spun câteva întrebări, astfel încât să ne lămurim și noi problemele care ni le punem în legătură cu cine suntem, de ce suntem. Da? Da. Întreabă-mă. Și o să începem cu începutul. Care este amintirea ta, prima ta amintire despre tine? Când te-ai perceput? Eu mă percep a ceea ce sunt, totul. Prima amintire, cum spui tu, a fost că și eu, la rândul meu, am fost o scânteie la început. Pe urmă, m-am expandat. Dar de ce a apărut necesitatea să te expandezi? Adică, pentru ce ai făcut asta? Pentru a explora tot universul. Dar universul, unde este? În afara ta sau în interiorul tău? Universul sunt eu. Universul ești tu. Voi. Și voi la fel. Ok. Dar ca să poți să experimentezi, m-am expandat astfel încât bucăți de spirite și de suflete am trimis în fiecare colț al universului. Adică în fiecare colț al tău. Da. Dar știi, uite, sunt teorii, de exemplu profesorul Malanga, care spune că la început tu, ca să te poți cunoaște, te-ai împărțit în două. În două bucăți. M-am împărțit în mai multe. Mai multe, nu numai în două. Da.
Este un număr finit în care te-ai împărțit sau? Nu, este infinit. Infinit număr. E, această împărțire pe care tu ai făcut-o a fost un moment unic, adică ai făcut-o o singură dată sau emani continuu părți din tine? Se emană continuu părți, dar splitarea pe care eu am făcut-o la început, am făcut-o eu, pe urmă fac celelalte spirite, celelalte conștiințe. Da, părți ale tale. Părți ale mele, da. Și la rândul lor se tot splitează. Se tot Deci, eu înțeleg că tu atunci când te-ai expandat, te-ai expandat într-un număr infinit de bucăți. Da. Da? Și apoi acele bucăți la rândul lor, deci ăsta este un principiu al tău. Da. Fiecare bucată se desparte și ea în alte bucăți. Da. Bucată de conștiință, da? Da. Eu, de exemplu, pot să fac parte, să fiu o bucată din acel prim proces de expansiune al ta sau pot să fiu o bucată dintr-o altă bucată care era din acel prim proces de expansiune al tău. Pentru voi, oamenii, văd că este important de unde faceți parte. Uh-huh. De unde de asta întreb. Fiecare bucată care se desparte, indiferent din care stadiu, din care nivel, este tot din întregul, din uh-huh. mine. Uh-huh. Nu contează nivelul la care vă despărțiți și vă divizați. Uh-huh. E ca și cum ai lua o picătură dintr-un ocean. Din orice parte a oceanului iei o picătură, este tot oceanul. Uh-huh. Nu contează din care parte a pământului e picătura, este tot oceanul. Uh-huh. Dar știi de ce întreb? Pentru că aici eu, Ela, cea prin care tu vorbești, și multe alte bucăți din tine, ne aflăm pe această planetă parazitată de niște entități care sunt tot bucăți din tine, da? Totul e din tine. Și atunci, da. noi am vrea să plecăm de aici, din planeta asta, de pe planeta asta. Și am vrea să mergem să explorăm în alte părți. Puteți face asta oricând. Totul ține de conștiința voastră, ceea ce înțelegeți și ceea ce știți. Totul este informație pentru voi acolo jos. Pentru că acea dimensiune a treia este de fapt este o programare. Acolo voi aveți minte. Acea minte este programată. Cine a programat mintea asta? A noastră. Așa este programată dimensiunea a treia. Uh-huh. Cine a creat dimensiunea a treia? Eu. Tu ai creat-o? Eu am creat totul. Tu ai creat totul, dar ai creat tu prin... într-un spirit, adică sau mai multe bucăți, spirite, conștiințe, ce sunt, care s-au desprins din tine sau au creat dimensiunea 3, adică, spre exemplu, unii niște bucăți din tine care sunt în dimensiuni mai înalte s-au gândit să creeze dimensiunea 3, 4, 3, 2, 1, minus. Înțeleg că tu vrei să o iei pe trepte. Uh-huh. Înțeleg că tu vrei răspunsuri de la nivelul tău, de la dimensiunea a treia, cine a creat dimensiunea a treia, cine se ocupă de dimensiunea a treia, cine coordonează totul. Pentru că sunt niște spirite, niște conștiințe care fac asta. Tot ce este în dimensiunea 3 și 4 sunt programe și sunt într-adevăr suflete care coordonează mai mult totul sau cel puțin încearcă. Dar este din cauza că nu au conștiința destul de dezvoltată. Nu știu că fac parte dintr-un întreg mult mai mare și încearcă să supraviețuiască pentru că nu știu că există mult mai mult de atâta. Dar dacă ele au putut să creeze o dimensiune fizică, dimensiunea 3, vorbim de cele din 3 plus până în 4, da? Dacă ele au creat dimensiunea 3, totuși au niște cunoștințe
să poți să creezi un univers oricine fizic. Oricine poate să creeze și toată lumea creează, inclusiv tu, ești un Știu creator. Știu că și eu creez, dar eu nu creez de o dimensiune, nu creez o dimensiune, ba energie, da. Un univers fizic. Cum Ba îl da, creez poți eu? Să creezi inclusiv un univers fizic dacă vrei. Doar că ai uitat ce poți să faci. Ele n-au uitat ce poți să facă. Ele Dar știu noi de ce am uitat cei de aici? Cei pentru de că aici de ce? Așa ați fost programați, trăiți într-o programare. Cine a făcut programul ăsta? Programarea asta. Ca noi să venim, aceste bucăți ale tale, să venim în dimensiunea 3, în niște corpuri fizice și să uităm cine suntem. Ați ales asta. Am ales asta. Nu Știu, vă obligă dar... nimeni să faceți treaba asta. Faceți pentru că doriți ca să căpătați experiență. Aici, iar, în dimensiunea iar asta. Dimensiunea a treia este într-adevăr controlată de niște, suflete care Suflete vor sunt să sau sunt controleze. Spirite, dragă sursă? Sunt suflete sau spirite? Sufletele fac parte din spirite. Este Da. Este același lucru. Este același lucru, pentru că fac parte din conștiința integrată, da? Ca bucată din tine. Dar iarăși observăm, de exemplu, în ce ne ocupăm noi, în acest domeniu, că aceste entități care controlează dimensiunea 3, așa se spune, nu au suflet, nu simt. Și nu vor să facă experiența. Ele nu vor să facă experiența în dimensiunea 3. Bine, pe înțelesul vostru, care faceți diferență între spirit da, și suflet, așa spune. Ele, da. sunt, ele sunt spirite, voi sunteți suflete. Ele și spirite suntem, nu? Voi sunteți sufletele care experimentează, care simte, cum spui, da, așa. Care au emoții, care, care duce toată experiența și acumulează toată această experiență. Sufletele, spiritele, sunt tot un fel de suflete. Bun, ok, sufletele fac parte din spirite. Spiritul este o entitate care încorporează sufletul. Și aceste spirite care controlează dimensiunea a treia vor să experimenteze prin voi, prin sufletul vostru. De ce nu au venit ele direct? De aceea să controleze, pentru că ele nu au vrut să se mai divizeze. De aceea n-au ajuns ele direct în dimensiunea a treia, pentru că nu au vrut să se divizeze. Ele știu, sau poate, știi, profesor ele Malanga? Știu ce au creat în dimensiunea a treia. Știu ce fel de suferință și de emoții se trăiesc în dimensiunea a treia. Și nu au dorit această experiență. Asta de spune profesorul Romanescu. De alte suflete care să experimenteze în locul lor. Și ele, pe urmă, încearcă să capteze energia acestor suflete. Informația, o fură. Ei, da. Dar e corect să fac așa? Ființele astea? Deci eu am înțeles, știi? Profesorul Malanga spune așa, că cele entitățile astea care controlează dimensiunea 3 au creat această dimensiune și ne trimit pe noi care vrem să experimentăm aici pentru că ele nu vor să experimenteze moartea, le e frică. Da. Da? Este așa? Are dreptate, da. Dar de moarte, pentru că ei nu înțeleg moartea, ei n-au trecut prin moarte. Ei cred că dacă mor în dimensiunea a treia, ei le dispar de tot. Nu au o cunoaștere suficientă astfel încât să-și dea seama că și ele fac parte din sursă. Sunt extrem de deconectate de mine. Sau deconectate de tine, da? Nu știu cine sunt ele, da. Dar voi sunteți suflete care aveți conexiunea cu mine, care veniți din altă parte. Și de aceea se folosesc de voi. V-au trimis pe voi și v-au păcălit pe voi să mergeți pe pământ, pentru că jos pe pământ, cum spuneți voi, deși nu este jos sau sus. Da. Dar vorbesc ca să înțelegeți ce vreau să spun. Jos pe pământ sunt emoții. Există suferință, există dualitate care poate să sfâșie sufletul
Și totodată aceste emoții pot să creeze vibrații joase cu care aceste entități se hrănesc. Ele au nevoie nu doar de experiența voastră ca suflet, au nevoie și de hrană, pentru că nu au conexiunea cu mine și au pierdut această conexiune. Și atunci voi, pentru ele, suntem hrană. Și hrană și experiență. Auzi, dar tu sursă creatoare a tot ceea ce este. Pentru, eu te spun întrebarea asta pentru că mă întreabă din clienții mei. De ce permiți acest joc? Până la urmă e un joc? Nu. Nu este un joc neapărat. Este experiență. Sufletele care merg acolo să experimenteze și doresc această experiență. Este totul de a experimenta. Am creat atâtea suflete care să meargă să experimenteze în toate colțurile. Deci tu îți dorești să experimentezi aici, da? Prin noi. Da. Dar este de cât să experimenteze un suflet? Am văzut că sunt suflete care au făcut mii de vieți în mizeria asta de aici. Depinde de fiecare suflet. Pentru că tu suferi odată cu noi, da? Noi fiind parte din tine. Deci ceea ce suferim noi, suferi și tu. Suferința există din perspectiva voastră. Eu de aici nu o văd ca pe o suferință. Perspectiva 3D este dualitate și suferință. Odată ce urci mai sus, vorbesc ca să înțelegeți ce vreau să spun, nu există această suferință, această dualitate. Este doar o trăire, este doar o experiență. Păi asta am înțeles și noi. Dar cât să stăm aici? De ce trebuie să stăm mii de vieți? Noi am venit. De voi. Da, noi am venit pe să facem o experiență, 2, 3, 5, dar nu sute mii. Cum ne-au prins aceste entități și ne trimit, ne reciclează, ne prind, ieșim dintr-un corp, dintr-o experiență, ne reciclează, ne trimit în alta. Și așa de noi nu mai ieșim, nu mai știm cine suntem, nu mai știm ce, nu mai avem amintiri. Ne șterg amintirile, ne fură experiențele. Eu îți spun asta, că asta simțim noi ăștia de aici, de jos. Din perspectiva sufletului și a sufletului a mea, care suntem eterni și trăim o viață infinită, experiențele care au loc acolo pe pământ, cum spui tu, zeci, sute, pentru noi sunt nimic. Da, sunt fracțiuni de secundă, indiferent că este o viață sau că sunt o mie de vieți, din existența de viață infinită este nimic. Este nimic, dar când vin și trăiești aici, câte 50, 10, 5, 5 zile de ani, nu mai pare atât de puțin. Din perspectiva voastră, da, nu pare puțin. Da, asta spun. Ca să înțelegi, vreau să explic mai bine, ca să înțelegi. Pentru că, într-adevăr, există suferință din perspectiva voastră. Da, există. Dar gândește-te că această suferință pentru sufletul, pentru originea sufletului, înseamnă o fracțiune de secundă pentru voi. E ca și cum tu ai sări dintr-un copac până jos și ai putea să pățești orice, dar îți iei acest risc pentru că știi că această săritură pentru tine este o fracțiune de secundă din toată viața ta, acea experiență, și îți asumi să o faci. Pentru că știi că durează extrem de puțin pentru tine. Într-adevăr, din perspectiva 3D a planetei Terra, această experiență care pentru suflet este fracțiune de secundă, jos pe Terra este o viață întreagă. Este adevărat. Dar pentru suflet este nimic din eterna lui existență. Am înțeles. Informația pe care noi o adunăm, da? Experiența și informația noi ca suflete din fiecare existență. Da. Care unde trebuie să ajungă, unde ea de drept trebuie să ajungă la tine, da? Prin spiritul nostru, prin, da? Eu știu tot ce se întâmplă tot universul. Deci prin noi, prin aceste bucăți, tu știi. Prin voi, da. Eu am această experiență prin voi. Și, deci ai informația și tot.
Ideea este că atunci cei care suntem prinși în contracte cu diverse entități din 3 plus, 4 până în 5 sau veți așa. Ieși de acolo, oricum veți ieși, este doar o fracțiune de secundă din timpul vostru de viață și este o experiență care voi ați ales-o și voi vă doriți pentru a înțelege și voi la rândul vostru universul acesta. Am înțeles asta. Eu vreau să întreb cei care suntem prinși în contracte cu aceste entități, care nu vor să facă experiența în 3D, care ne fură experiența, deci informația, o fură, această experiență când o fură entitățile, mai ajunge la tine sau o fură de tot? Ele fiind deconectate de tine. Ele nu pot fura nimic de la mine. Uh-huh. Uh-huh. Eu știu tot ce fac ele. Uh-huh. Am înțeles. Deci ele nu pot fura aceste experiențe. Ele fură acea energie de vibrație uh-huh. joasă cu care se hrănește și care fac sufletele să stea acolo cât mai mult din cauza că nu au energie sau le fură cunoașterea, cum spui tu, prin contracte, dar la un moment dat sufletul acela își va aminti cine este. Mm-hmm. Pentru că nimic din mine nu voi lăsa să se distrugă. Mm-hmm. Eu nu voi permite asta niciodată. Mm-hmm. Și acele spirite care în momentul ăsta sunt deconectate de mine, le voi aduce la un moment dat înapoi în sursă și le voi curăța și le voi ajuta să-și aducă aminte și le voi integra. De ce s-au deconectat de la tine aceste spirite? Pentru că așa le-au creat creatorilor când s-au divizat. Uh-huh. Creatorilor la rândul lor au vrut să experimenteze fără ca ei să uh-huh. să moară. Uh-huh. Deci e aceeași temă, ne ducem în sus, da? Acum. Da. Adică, practic, tu când te-ai împărțit în acel număr infinit de bucăți, acele bucăți au devenit creatori apoi. Da? Da. Să-i numim creatori. Toți, toate bucățile. Toate bucățile, bine, toți suntem creatori. Dar zic că ăștia au devenit niște creatori mai sub tine, imediat. Sau sub surse le putem numi, da? Îi putem numi pe ăștia. Da. Da? Care după aceea au început și ei să facă la fel cum ai făcut tu. Da. Să se împartă, să se dividă. Ăsta este un principiu fundamental al tău, da? Da. Și tot divizându-se și divizându-se, adică cel care se divide nu vrea să facă experiența mai jos. Da. Și trimite pe aceste bucăți din el ca să facă experiența, da? Mai departe. Apoi fiecare... Eu, ca sursă, nu pot să experimentez dimensiunea a treia. Am înțeles. Ca să pot experimenta, trebuia să mă divid. Uh-huh. Am înțeles. Fiecare plan din ăsta de experiență se creează în urma divizării unor conștiințe de mai sus, da. Într-un plan mai sus, da? Corect. Am înțeles. Deci ăștia revenim, s-au deconectat de tine, de la tine, pentru că creatorilor de unde provin s-au deconectat de tine. Da. Toate bucățile care au făcut parte, care sunt tu, din prima ta emanație, toate s-au deconectat de tine? Nu. Nu, doar o parte. Da. Cam cât procentual sunt deconectați din acești creatori și cât se... 3% sunt deconectați în momentul acesta de mine. Foarte puțin, să zicem. Îi las momentan să experimenteze. Mm-hmm. Dacă ajung la autodistrugere, atunci îi voi integra, nu voi permite. Totuși, tu crezi că experiențele în corp fizic pe care noi, sufletele astea, care ne-au trimis ei să venim aici în 3D, trăind aceste orori, mii, sute mii de vieți, ne fac bine?
corpului nostru mental ne ajută să creștem în vreun fel, să conștientizăm ceva sau mai degrabă nu? Orice experiență este benefică. Orice fel de experiență, bună, rea, fericită sau suferindă, este o experiență din care poți să înveți ceva. Din păcate, dimensiunea a treia este creată să înveți prin suferință. E, apoi avem dimensiuni și cu în minus care le-au creat alții. Da. Acolo trăiesc acele entități chiar urâte, care din păcate fac parte din tine. Da, știu. Ele, să zicem, acest potențial urât care l-au, deci au devenit așa prin deconectarea de la tine sau erau așa din structura lor. Deci tu ca sursă ai și binele, ai și răul. Așa tu te cunoști. Eu ca sursă dețin totul, încorporez totul. Acele entități, cum îi spui tu, care sunt cu minus, cum le spuneți voi, s-au deconectat de mine și au început să facă acele lucruri pentru a supraviețui. Dar aceste energii negative, la un moment dat, vor ajunge la autodistrugere. Și în momentul în care vor ajunge la autodistrugere, atunci eu le voi integra din nou. Le cureți, le, cum ai spus, da? Le reformatez. Le lasă și facă experiența lor și pe urmă le vor reintegra. Dar cine le dă lor dreptul acestor ființe urâte să chinuie alte ființe, alte bucăți din tine? Cine le dă dreptul? Eu. De ce le dai drept? Pentru că ele fac ce fac. Dar ce vină avem noi, ăia chinuiți? De partea nu cealaltă. Mergeți acolo. Nu trebuie să mergeți acolo dacă nu vreți experiența asta. Toți vă alegeți experiențele. Dar am văzut că noi le alegem inițial experiențele. Dar în final suntem prinși de ăștia. Trebuie să înțelegeți acele entități. Ați ales să mergeți acolo pentru că știați că veți da de aceste entități. Ați ales să mergeți acolo pentru a le cunoaște. Unii dintre voi chiar vreți să le ajutați. Unii dintre voi chiar vreți să le eliberați. Păi da, noi vrem pentru că zicem că așa... Deci... Sunteți în cunoștință de cauză când mergeți acolo de aceste entități. Știți tot ce ele pot să facă. Și doriți să mergeți acolo pentru a le înțelege, pentru a trece prin această experiență și pentru chiar a le ajuta să se reintegreze. Înțeles. Am văzut prin sesiunile noastre că unele suflete au nimerit pe aici fără să vrea. Au fost captate prin diverse războaie intergalactice. Au fost băgate în niște aparate, niște malaxoare, au fost desprinse părțile lor, așa cum suntem acum noi, desprinse sufletul, de spirit, de minte. Nu există experiență pe care tu să nu ți-o alegi. Okay. Inclusiv acele experiențe, ele și le-au ales dinainte. Ok, am înțeles. Cine sunt creatorii ăștia de pe pământ care au făcut religiile? Ființele astea. Îi știți deja. Îi știm deja. Știu că îi știm. Cu ce scop ne-au creat? Adică au creat planul ăsta și și-au făcut fermele astea? Pentru hrană, în primul rând. Pentru hrană, în primul rând. Mai este o teorie și că ei nu se mai mulțesc în civilizații tehnologice și nu se mai mulțesc biologic. Și au creat, au modificat corpurile oamenilor primitivi care erau, le-au modificat genetic, astfel pentru că știau că sufletul, sufletelele sunt atrase în aceste corpuri și apoi captează sufletele și le conectează la clonele care ei le creează în computer.
Genetici. Da, dar pentru scurt timp. Sufletul nu poate fi captat la infinit. Nu poate fi ținut prizonier. Bine, La nu la infinit, sigur că... Este tot o experiență. Tot o experiență. Ceea ce au creat mințile lor. Da. Tu ce când vezi de acolo, de la nivelul tău, când vezi că un creator din ăsta, sau ei împreună, decid să distrugă toată civilizația, toată omenirea, într-un potop. Pentru că așa spun, se spune aici că suntem a cincea generație de oameni. Cum percep tu lucrul ăsta? Adică aia dau cu bomba, cu focul, cu apa, cu ce fac și pur și simplu. Se distrug doar corpurile fizice. Corpurile fizice, dar este o suferință teribilă. Atunci când un suflet... O experiență. Inclusiv acea moarte teribilă este tot o experiență. Ok, înțeles. Ce ar trebui să le spunem noi, sau tu să le spui, tuturor, să zicem, acelor oameni care se trezesc, care încep să înțeleagă ce este cu ei? Spre exemplu, dă-ne o modalitate de a părăsi, când foarte mulți dintre cunoscuții mei vor să părăsească această zonă. 3D, Pământ, galaxie, Matrix. Veți părăsi această zonă în momentul în care veți ști să vă mențineți în vibrația iubirii. În vibrația iubirii, aceste entități care controlează dimensiunea a treia nu vă mai pot ajunge. În vibrația iubirii sunteți aproape în 5D. Și atunci nu vă vor mai putea atinge cu absolut nimic și în acel moment veți putea face ce doriți voi, să mergeți unde doriți voi în univers. Veți ajunge la o stare de conștiință și de cunoaștere mult mai mare. Veți ști cine sunteți, veți ști cu cine sunteți conectați, cu mine și sunteți universul și cu, sunteți orice planetă, sunteți orice galaxie. Și din acel moment în care vă recăpătați amintirea a ceea ce sunteți, veți putea din nou să faceți ceea ce doriți și să mergeți unde doriți. Când veți ști să vă mențineți vibrația iubirii. Dar eu asta am înțeles. Dar cum ele au grijă ca finalul, ieșirea din corpul fizic, să-l provoace în fel și chip de dureri, accidente, nu va boli putea cumplite. Face treaba asta dacă voi veți trăi viața în iubire. Nu vor putea să vă mai ajungă. Nu vor putea să vă atingă. Voi veți fi deja pe o altă vibrație, pe o altă scară, să zic așa. Pe o altă treaptă, unde ei nu vor mai exista în realitatea Am voastră. Am înțeles. Doar noi, doar că noi aici... Să mai creeze aceste decese care să fie traumatizante astfel încât să vă tragă înapoi. Nu vor putea să ajungă să facă treaba asta. Dar pentru un număr mic dintre noi nu vor putea. Restul, marea majoritate a oamenilor de pe Terra trăiesc cum trăiesc. Și vor trăi în continuare așa până când până vor înțelege, înțelege, da? Până vor înțelege și vor ști să-și mențină vibrația iubirii și să iasă singur din 3D conștient. Înțeles. Cine a creat deci universul? Trebuie fizic? Să înțelegi că toată dimensiunea a treia este de fapt dimensiunea fricii. Da, unei vibrații foarte joase și în momentul în care vei ști să menții vibrația înaltă, vibrația iubirii, 3D-ul pentru tine va dispărea. Da. Uite, hai să luăm altfel. Să zicem, noi suntem pe o planetă, planeta asta face parte dintr-un sistem solar, sistemul solar dintr-un sistem stelar, apoi o galaxie, un soare central. Toate aceste structuri, să zicem o planetă, energetic și informațional, e controlată de soarele sistemului solar? Nu e controlată de nimic.
Da. Are conștiința ei proprie. Da. Dar cine a format sistemele astea solare? Din dimensiunea 4 sau au fost făcute sau 5 sau mai de sus, de cine le-a format? Sorii, sunt pe, planetele. Sunt pe mai multe trepte de cunoaștere aceste, da, de conștiință. Să zic așa, aceste definiție. Sisteme solare au mai multe și ele mai multe trepte de conștiință? Da, bineînțeles. Okay. Inclusiv o planetă este un suflet în sine. Asta am înțeles. Așa. Ele sunt planetele, de exemplu, sufletele, spiritele, conștiința unei planete, se subordonează conștiinței Soarelui? Adică nu. Există niște legi care controlează lucrurile astea? Există niște legi universale, dar nimeni nu se supune nimănui. Fiecare face ceea ce dorește. Dacă ar face ceea ce... Da, zi. La nivel de planetă. Planeta face ceea ce dorește. Tu te referi pentru că face parte dintr-un sistem, dintr-un conglomerat și există o anumită armonie în acel sistem. Mm-hmm. Și spui exact. Că așa se supune. Da. Da. Adică există ele niște, stau toate. Există niște legi universale ca acest univers să fie ordonat. Dar conștiința fiecărei planete este de sine stătătoare. Asta am înțeles. Și alege ceea ce să facă ea în sine. Mm-hmm. Și ce fel de planetă să fie, ce fel de conștiință să aibă, ce fel de rase să aibă pe ea, ce fel de oameni sau ce fel de entități, este alegerea ei. Mm-hmm. Adică cui căror rase de entități le permite? Adică rasele astea pot să-și facă experiențele lor pe Terra? Cu noi, cu permisiunea, fără permisiunea spiritului planetei? Nu. Nu. Nu, deci pentru că conștiința planetei dă vibrația planetei. Uh-huh. Și atunci ei pot veni pe acea vibrație, da? Intră cei care vibrează... Intră pe vibrația planetei. Pe vibrație, am înțeles. Zeii ăștia care sunt acum pe Terra, mulți, stau în soare, în soarele nostru. Nu. De exemplu, Ra, zice că ar fi din Ra, soare. Da. Dar nu toți, Ra, da. Ra este din soare, da? Da, și Horus. Și Horus e din soare. Deși soarele are civilizațiile lui, da? Da. Ok. Orice bucată de planetă, de satelit, de asteroid, poate să aibă... civilizații pe el. Mm-hmm. Dar aceste civilizații nu constă neapărat în persoane, în umani, în oameni. Înțeles. Constă inclusiv în minerale, în animale, în insecte, în molecule, în microorganisme și acelea sunt niște civilizații în sine, dar la alt nivel. Mm-hmm. Luna noastră, luna Pământului, este un satelit natural? Sau o stație artificială? Nu, nu este satelit. Nu? Nu a existat de la începutul Pământului, să zicem, sau când spune știința că s-a desprins din Pământ și a rămas pe orbită. Nu a fost de la început. Este natural. Nu este. Cine a adus-o pe orbită și în ce scop? Datorită lunii, se poate menține pe planeta Terra, dimensiunea 3-a. Uh-huh. Adică vibrațiile, vibrațional. Matricea care înconjoară planeta Terra, care ține planeta Terra în vibrația 3-a, vin de pe lună. Uh-huh. Ce entități sunt pe lună care se ocupă cu asta? Adică să mențină Matrix-ul, zici tu, da? Cum zicem noi, pe Matrix-ul care ne ține aici, închiși. Sunt o rasă care a invadat Terra. Mm-hmm. Și stau pe lună ăștia, în dimensiunea 3, punct, și stau ceva? Stau și pe lună, stau și pe Terra. Adică, dar nu în 3, nu în dimensiunea 3, pe Terra. 3.4, spre 4, ok. Ce rasă este? Reptiliană, ăștia de care vorbim noi?
Sunt reptilieni. Draco-reptilieni. Ce legătură au sateliții ăștia toți care au fost făcuți de trimiși pe orbită anul trecut? În ce scop? Ai lui domnul acela, îi mai zic numele. De ce au fost trimiși atâtea mii de sateliți pe orbită? Matricea care înconjoară planeta Terra pentru a menține 3D-ul începe să se distrugă. Stația care există pe Lună, de pe care se emite această frecvență, începe să se distrugă. Și au încercat și încearcă să mențină această plasă de energie, de vibrație joasă prin sateliți din jurul planetei. Toată sarcina care făcea acea stație de pe Lună, acum să fac acești sateliți. Deci acest om care i-a trimis și a finanțat, el știe în ce scop sunt trimiși sateliții ăștia? Sau a fost manipulat de către entități să-i construiască și să îi placeze pe orbit? Știe pentru ce. Știe pentru ce a creat acești sateliți și știe și din ce plan face parte. Și știe, nu este om. Nu e om ăsta? Da. Ce este? Este reptilian. Deci în el, acest corp, îl manevrează esența unui reptilian, unei reptile, da? Nu este corp uman, este hologram. Da? Da. Adică este reptilă și practic își pune hologramă ca să arate ca omul, da? Da. Și mai sunt câțiva prietenii lui pe aici. Sunt mulți așa pe pământ. Raportat la populația totală, procentual, câți din ăștia sunt? Vreo 4.000. A, ca nume, ca număr. Ca număr, da. Păi nu sunt mulți, sunt puțini față de 8 miliarde de oameni. Da, oameni. Dar, păcate, sunt dintre cei mai puternici și dintre cei care au decizii pentru voi toți. Și asta știm. Ce vor să facă cu oamenii? Vorbim de noua ordine mondială. Vor să o instaureze aici, să înrobească efectiv, să distrugă oamenii, să reducă populația, să-și facă aici, să zicem, un ambient al lor? Scopul lor este să capteze sufletele care vor ieși din oameni și aceste suflete să le integreze ei. Aha. Păi și-au fabricat corpuri, să le integreze în corpurile astea care sunt de astea de care ai spus că sunt 4.000 pe Terra? Nu doar în alea. Mai sunt și alte rase cu care iau contract și vor să se folosească de aceste suflete care sunt acum pe Terra și vor ieși din corpuri. Da. Și apoi să le bage în niște corpuri create de ei. Da, vor să le integreze. Asta le este planul lor. Ok. Dar au tehnologia deja ca un suflet să rămână? Ca asta am văzut în sesiuni. Extract sufletul, pune să citească tehnologia. Clona, să citească nu știu ce, dar sufletul stă puțin și iese. Da. Deci ei încearcă să facă. Da, fac. Am văzut. Au și tehnologia, dar nu vor reuși pe termen lung. Vor reuși să facă pe termen scurt. Să capteze un suflet, poate să-l capteze, poate să încerce să îl modifice, dar acel suflet la un moment dat se întoarce oricum la sursă, la mine. Auzi? Avem acum eveniment de ultimă oră. Începe războiul. Care este miza acestui război? De ce acest conducător din Est vrea să invadeze o altă țară care e vecină cu teritoriul unde mă aflu eu acum? Și deci ce vrea să obțină asta? Ce are împotriva alianței celeilalte, a tuturor țărilor din care face parte și poporul meu? Aici e o miză, dar care e miza? Nu s-au înțeles la ce. Ok.
Ceea ce mă întreb tu este de politica terei. Cel de care tu întrebi este rus. Face parte dintr-o rasă care vrea puterea terei și este împotriva celorlalte rase care reprezintă alianța, care controlează deja într-un fel sau altul populația în cea mai mare parte a terei. Ei, ăsta de ce i s-a pus acum rusului să vrea, să facă război? Nu vrea război. Nu vrea. Nu vrea război, nu vrea neapărat să invadeze România sau alte țări. El vrea pace. Da. Dar alianța, care tu o numești alianță, vor să ia puterea lui. Și atunci el trebuie să se apere într-o formă sau altă. Deci lupta, până la urmă, lupta e la nivel de entități. Ceea ce voi vedeți în mass media prezentat că acel conducător rus vrea să facă rău, sunt informații false și mincinoase. Știm asta. Eu vreau să înțeleg... Prin aceste știri de război, că vine războiul și că veți fi atacați și escaladează neînțelegerile, se induce frică. Știu. Și ei doresc ca voi să trăiți în frică continuu. Știu. Până la urmă, deci ce vrea acest rus? Vrea să fie la masa negocierilor băgat în seamă? Ceilalți? Vrea să fie băgat în seamă, vrea să fie ascultat, vrea să se păstreze un echilibru pe Terra. Nu vrea ca toată Terra să fie condusă de celelalte rase care sunt regresive și negative, cum le percepeți voi. Dacă el va fi dat la o parte, Terra va cădea și mai jos. Iar ăsta, el, rusul, cu ce entități sunt în spatele? Ce rasă este în spatele lui? Sunt tot reptilieni, dar sunt o facțiune de reptilieni mai bine intenționați, care și-au dat seama de suferința sufletelor care vin să se încarneze și nu vor să mai continue. Deci, practic, se răfuiesc niște facțiuni de reptilieni între ei, prin oameni, da? Prin conducătorii aceștia. Da. Și practic își reorganizează sferele de influență. Aceste entități de reptilieni pot să spun că sunt salvați de sufletele care au ales să experimenteze pe Terra pentru a ajuta aceste entități de vibrație joasă să își recapete conexiunea cu mine. Și au fost reconectați cu mine, nu în totalitate încă. Ăștia mai cu rusul. Ajutați. Da. Am înțeles. Deci până la urmă rusul ăsta, cum va ieși până la urmă? Eu știu că sunt mai multe linii probabile, potențiale, temporale. Așa cum vezi tu, va ieși război sau nu? Se vor înțelege. Pe unele linii temporare va fi război, pe altele nu. Asta știu. Iar voi veți percepe treaba asta în funcție de vibrația voastră, în funcție de liniile temporare în care voi vreți să rămâneți. Am înțeles. Ok. Cam asta. Eu n-am avut un plan de întrebări, da? Nu mi-am făcut înainte și acum nu mai îmi vine nicio întrebare. Eu îți mulțumesc pentru că ai stat de vorbă cu mine și ai încercat să faci un pic de lumină în mintea mea și în mintea celor care vor asculta această sesiune. Îți mulțumesc încă o dată, număr de la 1 la 3
și mai aș cu el la dragă sursă. 1, 2, 3. Ela? Cum te simți? Cum ești, Ela? Bine. Da? Hai, da. Trage câteva respirații. Ia. Ce îmi spui când ești? Da, sunt bine. Ok. Cum a fost în canalizarea sursei, prime creatoare? A fost interesant că vedeam așa discrepanță foarte mare între ce întrebam eu și ce întrebai gândea tu și, sursa. Da, și cum vrea să pună ea problema. Deci era o diferență știu, de dar din înțelegere. Păcate avem nevoie să înțelegem, să ne spună câte ceva pe nivelul nostru de înțelegere, care suntem aici. Ce aș putea eu să completez din ce am văzut așa ca diferență de energie, e că de fapt totul e energie în univers, inclusiv noi suntem și corpul ăsta, e tot energie. Și energia asta se manifestă pe mai multe nivele și în funcție de vibrația pe care tu o ai, tu poți să schimbi toată energia asta din jur. Și eu am văzut că ea nu percepea ca pe ceva rău ceea ce se întâmplă aici pe pământ, că noi suferim. Deci ea nu percepea așa. Ea o percepea ca pe o energie care se manifestă la un nivel, pe urmă se schimbă, se modifică, captează acea informație și... Și este, durează foarte puțin față de timpul de universal. Puțin, da. E exact. Ca o clipă și... Da. Am înțeles, da? Ce a spus lucrurile astea. Da, și ea nu percepea ca ceva negativ, orice suferință, de orice fel. Noi o vedem aici ca pe ceva super horror, anules. Foarte, foarte joasă, foarte negativă, pe care pe noi ne traumatizează și așa mai departe. Am văzut într-adevăr că la nivel de viață infinită îi nicio fracțiune de secundă, fiecare viață, știi? Dar toată această energie care se creează, de fapt, se creează tot timpul energie, știi? Și nu știu cum să spun, parcă la fiecare experiență se creează un nou univers. Deci așa, nu știu așa cum să vedeai. Zic. Da. Da, deci era foarte interesant perspectiva ei de acolo, da, știi? Da. Și e foarte greu de expus. Da, de tradus da. Ce vrea să da. Spună și ce să, cum să înțelegem ca noi. Să înțelegem noi la nivelul nostru. Da. Ok, mie mi s-a părut atâta, neavând un plan, n-am avut un plan de întrebări, zic că astea care mi-au venit ne-a ajutat la ceva, să înțelegem câteva lucruri în plus, da? Da. Da, a fost super interesant. Ok, o să opresc înregistrarea aici.